Bună! Numele meu este Delia Pop. Bine ai revenit pe canalul meu și îți mulțumesc că mă urmărești. Pentru astăzi, în seria Mesaje intuitive, intenții zilnice, am pregătit pentru voi o nouă intenție. Sunt convinsă că sunteți mulți cei care vă doriți să atrageți în viața voastră relația de cuplu cea mai bună, relația ideală pentru voi. Multe dintre clientele mele, inclusiv Victoria, care mi-a sugerat această temă, și îți mulțumesc, Victoria, mă întreabă cum să fac să atrag persoana potrivită. Există persoana aceea? Universul este un fel de masă de oportunități. O masă uriașă de oportunități. Așa că există și posibilitatea ca iubirea perfectă, relația perfectă, persoana cea mai potrivită pentru voi să existe. Dar întrebarea este cum facem să ne întâlnim, să fim în același punct, la timpul potrivit, la momentul potrivit. Ei bine, am întrebat ghizii mei, ca de obicei, cum să fac, care sunt acele idei care i-ar ajuta cel mai mult, ar ajuta-o cel mai mult pe acea persoană care caută, își dorește să aibă o relație de iubire, o relație de durată cu cineva, dar care să fie persoana ideală pentru el sau pentru ea. Să fie cea mai potrivită persoană, astfel încât amândoi în relație să fie fericiți și relația să fie una care să îi împlinească și să fie benefică pentru ei. Cum să fac? La numărul 1, așa cum poate dacă ați urmărit și clipul în care vorbeam despre cum să materializezi o locuință nouă, un apartament mai frumos și așa mai departe în viața ta, și acolo vă spusesem și repet și aici, să stabiliți ce vă doriți. Să faceți o listă cu acele calități pe care le-ați aprecia, pe care vă doriți să le aibă soțul, soția ideală, iubita, iubitul perfect. Da? Ce calități ați vrea să aibă? Nu doar cum ați vrea să arate, cum ați vrea să vorbească, cum ați vrea să vă vorbească, cum ați vrea să se comporte, ce fel de atitudine v-ar plăcea să aibă, ce fel de atitudine v-ar plăcea să aibă asupra mai multor aspecte vis-a-vis de voi, vis-a-vis de familia voastră, vis-a-vis de visele voastre, de preocupările voastre, de cariera voastră, de ceea ce vă doriți voi și de felul cum gândiți voi asupra diverselor subiecte tematici din viața voastră. Cum v-ați dori să vă petreceți timpul? Ce v-ar plăcea să faceți atunci când ați fi împreună? Da, după ce ați făcut lista aceasta, wow, foarte scurtă, detaliați detaliile. Așa cum spuneam și în clipul cu apartamentul sau cu locuința nouă, detaliați detaliile, adică mergeți și mai în profunzime. Și când ați aflat ce v-ați dori, cum v-ați dori să vă petreceți timpul liber împreună, gândiți-vă cum v-ați simți să faceți aceste lucruri și cum v-ar face să vă simțiți. Încercați să simțiți acea stare pe care ați avea-o atunci și să vă bucurați de acea stare acum, când nu sunteți cu persoana respectivă. Da? Și numărul 2,
Punctul 2, pe ordinea de zi, odată ce ați făcut această listă și ați exersat și starea, cum v-ați simți să faceți acele lucruri cu persoana respectivă, să aveți acel fel de conversații și să vă simțiți așa împreună, mergeți mai departe și anume oferiți-vă vouă înșivă acele lucruri pe care doriți să le primiți de la persoana pe care doriți să o atrageți, acea persoană ideală, da? Pentru voi, care v-ar completa și v-ar îmbunătăți și v-ar îmbogăți experiența vieții, da? Oferiți-vă acele calități, oferiți-vă acel gen de trăiri, de experiențe, voi înșivă, înainte să așteptați să le primiți de la altcineva. Ce vreau să spun? De exemplu, ne dorim ca persoana potrivită să fie o persoană onestă, căreia, la fel ca și nouă, să-i placă să fie sincer, să nu mintă niciodată, ci să spună pur și simplu oricât ar fi de poate mai puțin confortabil sau dificil să spună adevărul, mai bine să spună adevărul. Ați prefera asta, să presupunem că aceasta este unul din lucrurile pe care le-ați pus acolo pe hârtie, le-ați notat pe lista voastră, aș vrea să fie mereu sinceră cu mine și să-mi spună, să-mi împărtășească totul, să putem să vorbim despre orice, da? Așa. Oferiți-vă vouă acele calități, acele momente, acele stări, acele trăiri pe care ați vrea să le trăiți sau să le primiți de la partenerul ideal, partenera ideală, da? Pe care le așteptați să le găsiți în acea persoană pe care doriți să o materializați în viața voastră. Păi adică cum? Eu sunt o persoană sinceră. Cum? Și cum să exersez asta? Atunci când există momente în viața ta în care simți că poate faci concesii sau faci compromisuri sau poate faci lucruri pe care de la un anumit nivel poate că nu le-ai face, dar totuși, dintr-un motiv sau altul, pentru că este mai ușor sau se evită niște conflicte, alegi să le faci. Ei bine, atunci exersează tu cu tine însuți sau cu tine însăți acea sinceritate. Spune-ți adevărul. Nu-mi place să fac asta. Și mă simt obligată să fac asta ca să evit nu știu ce conflict. Dar de fapt nu vreau să o fac. Știi ceva? O să fiu sinceră cu mine însă, sau sincer, și o să-mi ofer. O să-mi ofer acest moment de sinceritate și o să-mi spun, știi ceva? Dacă nu-mi place, nu-ți place să faci asta, păi nu o face, da? Exersați astfel de lucruri. De exemplu, dacă vă doriți ca persoana pe care vreți să o atrageți în viața voastră să fie cineva activ, căruia sau căreia să-i placă foarte mult să iasă, să se plimbe prin parc, să, eu știu, să meargă în drumeții pe munte sau în diverse, să viziteze diverse orașe, diverse puncte turistice importante, oferiți-vă acest lucru voi înșivă. Nu așteptați să apară în viața voastră acea persoană cu care să, ce mi-ar plăcea să mă duc, să vizitez și să mergem împreună și să mă duc acolo și să mergem acolo și să facem asta și să facem asta. Visând la ce ți-ar plăcea să faci împreună cu persoana aceea ideală,
cu care, wow, ce mult ți-ar plăcea să faci astea, da? Și o aștepți să vină o dată în viața ta ca să începi și tu să faci odată chestiile alea, că ce bine ar fi, da? Mergi și fă acele lucruri înainte să apară persoana. Fă-ți-le cadou tu ție însăți sau ție însuți. Vizitează ceva. Ieși afară, ieși în natură, petrece timp în natură, îți dorești o persoană cu care să petreci mult timp în natură, ieși în natură, ieși în natură singur și imaginează-ți că ești cu acea persoană și că faceți plimbarea împreună sau că vizitați nu știu ce oraș împreună. Acesta a fost punctul 2. Iar la punctul 3 am notat când și de ce nu apare. Când, adică și când o să apară. Ok, eu vizualizez-o așa, dar mulți dintre noi, când ne dorim ceva, ne dorim ceva atunci, acum, ieri, cu 2 ani în urmă. Da? Deci ne dorim ceva cât mai repede. Și atunci când ceea ce ne dorim întârzie să apară, durează mai mult timp și tot durează și tot așteptăm și tot așteptăm și nu mai vine, nu se mai materializează odată. Păi am făcut totul, am vizualizat, am simțit cum ar fi să fiu cu persoana, știu cum îmi doresc și să arate și să fie și să vorbească și să așa. Mi-am oferit și cadou chestii, o vreau o persoană sinceră, am fost sinceră cu mine, vreau o persoană iubitoare, am fost iubitoare cu mine, vreau o persoană care să mă ducă și să călătorim și să așa, m-am dus, într-adevăr, mi-am luat o vacanță, în niciun an, de 5 ani nu mai fusesem în concediu plecată din țară, e anul acesta în concediu am vizitat 3 orașe în Europa, da? Ok, și da, ce am făcut toate chestiile astea și când mai vine? Nu, nu vine? Când vine? Când apare? De ce n-apare? De ce n-apare? Persoana potrivită, relația de iubire, relația ideală pentru voi, pentru oricine, pentru oricine, apare în viața noastră, la momentul cel mai potrivit pentru noi. De fapt, totul, tot ce ne dorim, se materializează la momentul cel mai potrivit pentru noi. Atunci când misiunea noastră în viață și felul cum vibrăm noi, cum suntem noi în momentul respectiv și ceea ce ne dorim noi în momentul respectiv, aceste două lucruri se aliniază și se îmbină perfect. Ca două piese dintr-un puzzle compus din două piese. Scopul nostru, misiunea noastră în viață, pe care nu ne-o alegem și nu este ceva de care suntem neapărat conștienți. Este vorba de sufletul nostru, de spiritul nostru, partea noastră invizibilă, dacă vreți, este cea care a făcut această alegere și face această alegere. Nu noi, conștientul nostru, rațiunea, cei care raționăm, păi am nevoie de el sau de ea acum. Acum m-ar ajuta cel mai mult să vină. Poate că nu. Poate că ai nevoie să nu vină încă. Pentru că dacă ai avea acea persoană în viața ta, ai începe să faci acele lucruri pe care ți-ai dori să le faci împreună cu persoana,
și nu ai mai face ceea ce faci acum. Sau ai face foarte puțin. Iar acum, ceea ce faci acum, este important. Și este important să-l faci așa cum îl faci acum. Atunci când misiunea noastră și felul cum suntem noi, vibrația noastră și vibrația a ceea ce ne dorim se aliniază și se armonizează perfect, atunci, kabum, scântei și fulgere. Dragii mei, dragile mele, draga mea Victoria, sper că v-a ajutat, sper din tot sufletul și îmi doresc din tot sufletul să vă fie ajutat, nu mult, ci foarte, foarte mult, să fie foarte utile ideile pe care le-am expus în clipul acesta și pe care le expun în general în clipurile mele. Și să nu uităm să citim și mesajul intuitiv de astăzi din colecția Învățături zilnice, scrisă de Rhonda Byrne. Vă invit să vă relaxați. S-a deschis la pagina... Nu mai văd! La pagina 49. Scopul vieții este autoperfecționarea. Noi ne aflăm în această lume pentru a realiza în ce constă natura noastră. Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray. Autoperfecționarea. Ne aflăm în această lume pentru a realiza în ce constă natura noastră. Natura noastră nu constă doar din partea, din corpul fizic și mentalul nostru, conștientul nostru, ci constă și din sufletul nostru, spiritul nostru, misiunea noastră, scopul pentru care suntem aici. Aliniază-te și aliniază-te cu scopul, cu menirea ta, conectându-te la partea intuitivă a minții tale și ascultându-ți inima. Atunci când îți pui dorințe și când îți imaginezi cum ar fi să ai acele dorințe împlinite, îți deschizi inima. Cauți cu inima acea dorință. Te pui pe frecvența dorinței tale prin deschiderea inimii, prin intermediul inimii și nu prin intermediul intelectului, al minții. Și atunci când ești în armonie cu dorințele tale și cu scopul tău divin, cu menirea ta divină, atunci ceea ce îți dorești se întâmplă în mod magic, fără ca măcar câteodată să-ți dai și seama, se întâmplă în viața ta. Apare ca prin minune, ca prin farmec. Și este ceea ce ai nevoie. Este ceea ce ți-ai dorit și chiar mai bine decât atât. Pentru că este în armonie cu inima ta, cu sufletul tău, cu menirea ta divină. Vă mulțumesc! Vă doresc să fiți iubiți și să iubiți!